Vreau să vă asigur că noi ca administrație încercăm, și mă refer la partea executivă, adică a primăriei, încercăm să rezolvăm problemele comunității. Ne vom afla cât de curând din nou în situația în care nu o să putem plăti din nou, mă repet, iluminatul public. Nu o să putem să plătim, facturile care ne-au fost emise în baza unor prestări de servicii sau lucrări. Pentru că bugetul inițial nu s-a aprobat așa cum îl propusese inițial primarul, ci s-a luat foarte mult din dezvoltare, din funcționare și s-a dus pe dezvoltare. Pe dezvoltare sunt bani, pe funcționare nu sunt bani. Din această cauză am zis că o să rămânem, posibil să rămânem cât de curând din nou fără iluminat public.